Voi da citire referatului cu propuneri de recrutare al numitului Oglindă Vasile ca agent al serviciului nostru din 2 iunie 1959. Deci, citesc. Echipa filmului Valurile Dunării urmează ca în cursul săptămânii viitoare să plece la Galați, unde se vor îmbarca pe un remorchier și un șlep în vederea turnării acestui film pe Dunăre. Printre alte porțiuni de filmare, echipa se va afla aproape 2 luni de zile, chiar în raza graniței cu Iugoslavia, știți problemele care erau atunci, respectiv între porțile de fier și Orșova. Din verificările efectuate de către noi asupra elementelor care compun echipa de filmare și care urmează a se îmbarca, rezultă că unele dintre ele sunt cunoscute cu activitate dușmănoasă din trecut și prezent, după cum urmează. Regizorul filmului, Liviu Ciulei, care în același timp interpretează și rolul principal din film, este suspect de activitate de spionaj prin legăturile pe care le-a avut în trecut cu legația Elveției și prin legăturile pe care le are în prezent cu legația Italiei. Numitul Ionescu Grigore, zis Gore Ionescu, este cunoscut în trecut pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, iar în prezent cu manifestări dușmănoase. Acest individ s-ar putea preta oricând să încerce din nou să treacă frauduloas frontiera, mai ales acum când va sta circa 2 luni pe graniță. În ultimul timp am fost informați că Ionescu Grigore insistă foarte mult ca să fie luat în echipă și numitul Craidel Nicolae, legionar, exclus din partid. Au mai fost identificați și numiți Tinco Giulio, pictor scenograf, suspect de activitate de spionaj, Coman Oscar, inginer de sunet, luat în evidență pentru legăturile dubioase ce le are prin corespondență cu unele elemente din Elveția, Mendel Edith, șefă de platou, cunoscută ca desfășurat activitate sionistă, Tomescu Florica, pictor de costume, cunoscută ca manifestări dușmănoase. Pentru încadrarea operativă a elementelor arătate mai sus și în mod special pe numitul Ionescu Gore, am studiat anturajul său, de unde a rezultat că singurul element care este în bune relații cu cadrul, în cadrul echipei filmului este numitul Oglindă Vasile, asistentul celui în cauză. Relațiile lor sunt foarte strânse, dat fiind faptul că au lucrat împreună și la filmul Erupția. De asemenea, prin natura serviciului, are legături și cu celelalte elemente din echipa filmului. Pentru urmărirea activității dușmănoase a elementelor arătate mai sus și în special pentru prevenirea la timp a unei eventuale intenții de trecere frauduloasă a frontierei a lui Ionescu Grigore, cât timp vor filma pe graniță, este necesară recrutarea numitului Oglindă Vasile, care, atât prin calitățile personale, cât și prin posibilitățile pe care le are, ne va putea furniza materiale importante despre activitatea acestor elemente dușmănoase din cinematografie. În numai o săptămână, la 12 mai 1959, Oglindă Vasile este chemat la Departamentul Cultură al Direcției Securității Statului, unde are loc actul de recrutare. Ofițerul recrutor, capitanul Teodorov Glasă, cel care l-avea în vizor și pe Jean Georgescu, de altfel, de fapt se ocupa Teodorov Glasă de cinematografie, în general, din partea securității. Raporta superiorilor săi că numitul Oglindă Vasile s-a arătat a fi cooperant și, citez, vorbind despre diferite cazuri ce i s-au părut lui mai suspecte, a arătat activitatea dubioasă a lui Liviu Ciulei, regizorul și interpretul principal al filmului Valurile Dunării, ce se realizează în prezent în studiourile Bufte. Legat de aceasta, candidatul ne-a informat că Liviu Ciulei intenționează să transforme
și să minimalizeze în acest film actul istoric de la 23 august 1944 rolul PCR EDG. În continuare, i s-a arătat că în vederea urmăririi activității lui Liviu Ciulei și a altor elemente dușmănoase din cinematografie, organele noastre solicită pe oglindă Vasile să ne ajute în această problemă, adică în sensul de a colabora secret cu organele noastre. După ce susnumitul a acceptat sincer ca să colaboreze cu organele noastre, s-a trecut la luarea angajamentului scris și s-a dat numele conspirativ Nemes. Recrutarea a durat de la orele 20 până la orele 22 și a fost efectuată de capitanul Teodoro Blaser și capitanul Petra Ion. În timpul turnării filmului, oglindă Vasile a furnizat unele note, dar insuficiente și inconsistente informative. Erau visați Liviu Ciulei, Ionescu Grigore și scenariștii Titus Popovici și Francis Munteanu, cu fapte care erau departe de a fi folositoare. S-a dovedit însă a fi indisciplinat și libertin, deseori duplicitar, uneori chiar arogant în relațiile cu ofițerul reclutor. Ca atare, în data de 8 ianuarie 1960, deci numai după 6 luni, căpitanul Teodorov înaintează organelor superioare o sesizare prin care punea la îndoială continuarea activității agentului.